Șoferul microbuzului a profitat de faptul că a rămas singur cu eleva în mașină și a început să o pipăie. Fata speriată, imediat ce a scăpat, a fugit într-un suflet acasă și l-a povestit părinților prin ce a trecut. Șocați de cele întâmplate, părinții au mers la poliție și l-au reclamat pe conducătorul auto. Persoana reclamată este un bărbat în vârstă de 46 de ani, conducătorul microbuzului destinat transportului de elevi, iar fapta s-ar fi petrecut pe timpul transportului elevei către domiciliu. În cauza polițiștii efectuează cercetări pentru a se stabili dacă sunt sau nu întunite elementele constitutive ale infracțiunii de corupție sexuală. Fetița de 12 ani a fost inclusă într-un program de consiliere psihologică. Copilul se prezintă cu stare de disconfort psihoemoțional, agitație și a relatat despre cele întâmplate, respectiv de atingerile asupra corpului și limbajul vulgar folosit de conducătorul microbuzului. E, în prezent beneficiază de asistență psihologică pentru diminuarea și echilibrarea stării psihice. Dacă șoferul microbuzului va fi găsit vinovat, acesta riscă între 6 luni și 5 ani de închisoare pentru corupție sexuală.